am construit un aranjament într-o cutie de cadou, care poate fi considerat un cadou în sine, nu mai este nevoie să fie însoțit de alt obiect. În primul rând pentru că avem cutia care o putem folosi ca și cutie de depozitat sau cutie de cadou sau cutie de bijuterii, în care noi am plasat o folie pentru a nu uda și am pus un burete floral în care am construit aranjamentul. Și pot să zic că asta înglobează și cadoul și buchetul cu care mergem de obicei în vizită sau la ziua cuiva sau de ziua îndrăgostiților sau de 8 martie. Deci, n-am mai văzut așa ceva, cel puțin la Sibiu. Da, este o tehnică oarecum nouă. Încerc încet, încet și alți floriști să o adopte. Cutiile încep să fie tot mai variate. Am găsit pentru Sfântul Valentin o variantă de cutiuțe în formă de inimioară. Mai sunt cutiile rotunde în formă de cutiuțe de pălărie, care sunt foarte drăguțe. Mai avem casete de lemn, cufăre care se deschid și dau impresia că explodează efectiv florile din interior. Care a fost reacția fetelor care au primit genul ăsta de cadouri inedite până acum? Cam toată lumea a reacționat foarte bine, că n-au mai văzut așa ceva și că în momentul în care e ziua lor și primesc un braț de flori, toate, majoritatea fiind în celofane și ținându-le una peste alta și ne mai ținând minte care de la cine l-a primit, ăsta necesită oarecare grijă mai mare, astfel încât în momentul în care îl dăruim, inevitabil va vedea exact din ce e construit, ce flori sunt, îl va mirosi și îl va pune într-un alt loc diferit de grămada cealaltă de flori, să spun așa. Ultima întrebare, florile acestea le udăm după ce le primim în dar? Da, se poate uda. Noi suntem printre foarte puțini care oferim garanție florilor. Cel puțin 5 zile vor arăta proaspete în această formulă. Cu toate acestea, este recomandat să nu le punem în lumina directă a soarelui sau în locuri foarte călduroase. Și cu o stropitoare sau cu un ceainic putem să udăm puțin buretele. De asemenea, putem să desfacem puțin capacul și să udăm buretele floral, după care să-l închidem la loc.